Jonathan merse vreo 2 ore fără să zărească niciun semn de viață. Deodată, ceva mișcă prin tufișuri. Și un mic animal cu o coadă galbenă tărcată se lăsă zărit pentru o clipă, după care dispăru, lăsând o urmă abia vizibilă. O pisică! Poate mă va conduce către alte viețuitoare. Imediat ce se afundă suficient de mult în junglă încât să nu mai poată vedea țărmul, Jonathan auzi o femeie țipând. Ajutor! Ajutor! Se opri și încercă să-și dea seama de unde venea sunetul. Ajutor! De undeva din față și de sus, auzi un alt țipăt disperat de ajutor. Au! Au! Ajutor! Ajutor! Croindu-și cu greu drum printre liane și frunziș, se îndreptă într-acolo. În curând ieși din junglă și o luă pe cărare mai departe. La o cotitură mai bruscă se lovi de un bărbat voinic care îl mătură într-o parte dintr-o singură mișcare. Dă-te la o parte, piticanie! Uimit, privi în sus și zări 2 bărbați care târau o femeie pe cărare printre țipete și lovituri. Până să-și recapete răsuflarea, grupul dispăruse. Fiind sigur că n-ar putea să o elibereze singur, Jonathan alergă înapoi după ajutor. Dădu de o poiană unde văzu un grup de oameni strânși în jurul unui copac, în care băteau cu niște bețe. Jonathan alergă la ei și apucă mâna unui bărbat care stătea și îi urmărea pe ceilalți. Vă rog, domnule, ajutor! 2 bărbați au prins o femeie și are nevoie de ajutor! Nu te alarma. Femeia aia e pur și simplu arestată. Las-o în pace și mișcă. Avem de lucru. Arestată? Dar nu arăta ca o delincventă. Scuzați-mă, domnule, dar ce delict a comis? Ce? Dacă vrei neapărat să știi, a amenințat slujbele tuturor celor de aici. A amenințat slujbele oamenilor? Dar cum a făcut una ca asta? Uitându-se cu dispreț în jos la cel care îi punea atâtea întrebări, supraveghetorul îi făcu un semn lui Jonathan să vină cu el lângă un copac, unde muncitorii își făceau de lucru izbind în trunchi. După cum vezi, suntem muncitori la copaci. Doborâm copacii pentru lemn bătându-i cu aceste bețe. Uneori, 100 de oameni lucrând în continuu pot dobori un copac destul de mare în aproape o lună. Ei bine, femeia aia a venit la lucru azi dimineață cu o bucată ascuțită de metal legată la capătul bățului ei. I-a insultat pe ceilalți tăind un copac în mai puțin de o oră și încă singură. Gândește-te! Trebuia să punem capăt unei amenințări ca asta față de ocupația noastră tradițională. Ochii lui Jonathan se făcură mari la auzul pedepsei pe care o primise femeia pentru creativitate. În orășelul lui, toți oamenii foloseau topoare ca să taie copacii. Așa și obținuse și el lemnul pentru bărcuța lui. Dar invenția ei ar permite oamenilor, indiferent de mărime sau putere, să taie copacii. Oare așa nu s-ar putea obține mai repede și mai ieftin lemnul pentru diverse lucruri? Ce vrei să spui? Cum ar putea cineva să încurajeze o idee ca asta? Această muncă nobilă nu poate fi făcută de vreun slăbănog care vine cu nu știu ce idee strălucită. Dar, domnule, acești buni muncitori de copaci au mâini și creiere talentate. Ar putea folosi timpul economisit de la lovitul copacilor ca să facă alte lucruri. Ar putea face mese, scaune, bărci, chiar case. Ascultă! Scopul muncii e să ai un loc de muncă permanent și sigur, nu produse noi. Ai aerul că o cam cauți cu lumânarea. Nu, domnule, nu vreau să creez probleme. Sunt sigur că aveți dreptate. Eu trebuie să plec. Cu acestea, Jonathan se întoarse de unde venise, grăbindu-se pe cărare și simțindu-se foarte prost după prima lui întâlnire cu oamenii locului.